Elevii lui Badea au plecat la Bistrița determinat să spargă blestemul înfrângerilor pe bandă rulantă de pe terenul Gloriei. Realitatea din teren a fost însă cu totul alta. Bistrițenii au deschis repede scorul în urma unei greșeli a lui Cardoso și după două ratări monumentale ale pandurilor au mai marcat de două ori în repriza a doua. S-a încheiat 0-3, iar gorjenii ajung astfel la 6 înfrângeri consecutive la Bistrița. De uite, astăzi o partidă extrem de importantă pentru noi. Am avut două situații de a reuși să intrăm în joc, două ocazii rarisime, n-am reușit să înscriem, dându-le un imbold moral gazdelor. Vizibil supărat după eșecul ustărător, Badea aruncă o parte din vină pe jocul dur al gazdelor. Pare să treacă însă din nou cu vederea că echipa sa a căzut fizic în repriza secundă, la fel ca în jocul cu Dinamo. Din păcate am fost influențați de o anumită manieră strâmbă și agresivitatea gazdelor. Pandurii au reluat antrenamentele încă de duminică și au programat următorul joc pe teren propriu cu revelația campionatului Gazmetan Mediaș sâmbătă de la ora 22.